1 plus TV, punctul tău de informare. Sigur și echidistant. Creionează-ți traiectoria. 1 plus TV, direcția ta spre excelență. Comunitatea academică din cadrul Universității Constantin Brâncuș va beneficia de suportul administrației publice locale. Cadrele universitare și studenții, deopotrivă, pot fi principalele generatoare de idei inovative pentru o dezvoltare echilibrată și modernă a orașului nostru. Târgu Jiu, un loc numit acasă. Bun găsit! Sunt Alisa Purcaru și vă propun să continuăm campania de excelență alături de invitatul din această seară, domnul Ciprian Adrian Florescu, candidat din partea PSD la primăria orașului Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Salut, bună seara! Asistăm la o campanie cel puțin atipică. Scandaluri, reproșuri la scenă deschisă, candidați care intră în tot felul de jocuri. Întrebarea este, vă regăsiți în descrierea de mai sus? Nu, și vă răspund cât se poate de direct, cred că niciun târgujian care își dorește binele acestui oraș nu se regăsește într-un peisaj de acest gen. Cred că târgujienii care vor să trăiască liniștiți în orașul lor își doresc, pe de o parte, respect din partea autorităților, pe de altă parte, își doresc să se mențină cât mai departe de cercurile interlope sau de cercurile celor care frizează la un moment dat atitudini interlope și da, din nefericire, asistăm la o astfel de campanie, o campanie care surprinde pe toată lumea prin agresivitate și prin lipsă de proiecte, dar în aceeași măsură este atipică și pentru că situația pe care o traversăm din punct de vedere medical în întreaga Românie sau pe întreg mapamondul ne obligă să apelăm la cu totul și cu totul alte metode de a convinge cetățenii că avem cele mai bune proiecte pentru municipiul Târgu Jiu. Eu mizez foarte mult pe o atitudine pozitivă, pe o atitudine constructivă, pe prezentarea de proiecte și pe prezentarea echipei de consilieri cu care merg, cu care am intrat în această bătălie, tocmai pentru ca oamenii să vadă diferențele dintre echipa Partidului Social Democrat și alte echipe care au doar o singură menire, aceea de a se agăța cu disperare prin orice metode de a câștiga 1, 2, 3 voturi care să le asigure măcar un loc de consilier în Consiliul Local. Putem spune că în cazul dumneavoastră este vorba despre o campanie concentrată pe întâlniri ale candidaților cu electoratul și mai puțin pe aceste confruntări. Și atunci noi, mergând, așa cum spuneați și dumneavoastră, pe străzile orașului, întâlnindu-ne cu cetățenii, seară de seară, zi de zi, încercăm să le spunem cam ce se poate face, cu ce resurse financiare, care ar fi sursele de finanțare pentru fiecare proiect, asta ca să se vadă că suntem pregătiți din toate punctele de vedere, suntem bine intenționați și avem toată deschiderea în ceea ce privește rezolvarea problemelor punctual, rezolvarea problemelor cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Care sunt prioritățile candidatului Ciprian Florescu pentru Târgu Jiu? Din nefericire, pandemia asta nesuferită și nefericită a schimbat puțin din prioritățile pe care le stabilisem inițial, pentru că suntem obligați să ne repoziționăm față de un aspect extrem de important care ne bate la ușă în câteva zile, este vorba de deschiderea noului an școlar. Astăzi, când vorbim, trebuie să ne gândim întâi de toate la siguranța copiilor în ceea ce privește abordarea actului educațional în noul an de învățământ și știm foarte bine că primăria poate să se implice în mod activ și consistent tocmai pentru a asigura acele măsuri necesare desfășurării în bune condiții a actului educațional. Copiii sunt prioritatea numărul 0, dacă este bine să spunem așa, în acest moment pentru primărie și pentru mine ca viitor primar și sigur că da, de aici lucrurile pot fi discutate și în alte sensuri. Ne gândim la crearea de locuri de muncă, la atragerea de investitori, la ridicarea plafonului salarial de la salariul minim pe economie, așa cum este practicat la foarte mulți angajatori, spre o zonă de confort în ceea ce privește veniturile angajaților, pentru că putem
să-i sprijinim pe de o parte pe angajatori, iar pe de altă parte să le cerem ca acest plafon să fie ridicat spre o zonă, așa cum spuneam, confortabilă din punct de vedere al venitului. Traficul, decongestionarea traficului în municipiul Târgu Jiu este iarăși o prioritate. Actul cultural este de asemenea o idee extrem de importantă și care trebuie pusă în practică foarte repede. Și lista poate continua, planul urbanistic general, cel care poate să genereze dezvoltare pe termen mediu și lung a orașului nostru, așa cum își doresc toți cetățenii din Târgu Jiu. Foarte multe chestiuni sunt de făcut pentru că nu s-a făcut nimic în ultimii 3 ani. Și atunci suntem nevoiți să prioritizăm în funcție de importanța imediată a obiectivelor pe care ni le-am propus. Într-unul din materialele dumneavoastră de promovare faceți referire că veți sprijini și activitatea sportivă din județul nostru. Concret, ce v-ați propus în acest sens? Sigur că da, pentru că populația din Târgu Jiu este mare consumatoare de fenomen sportiv. Că vorbim de fotbal, că vorbim de handbal, că vorbim de basket. Sunt, iată, 3 ramuri de sport colectiv care au adus performanță în municipiul Târgu Jiu, au creat emoții în rândul populației municipiului nostru și, ceea ce este poate cel mai important, au creat emulații în rândul copiilor care aveau speranța că, apucându-se de un sport, au șansa aici, la ei acasă, să facă performanță la nivel înalt, evident, fiind direcționați spre echipele de seniori. Îmi doresc foarte mult, prin implicarea noastră a administrației publice locale, să readucem bucuria sportului de performanță, mai cu seamă că administrația Partidului Social Democrat a realizat cel puțin două obiective extrem de importante legate de infrastructura sportivă. Mă gândesc aici la stadionul municipal din Târgu Jiu, evident, și la sala sporturilor din Târgu Jiu. Două obiective în care activitatea sportivă se poate derula în condiții excelente. Și atunci, dacă avem baza sportivă, dacă avem profesori pregătiți și avem, pentru că ne dorim o colaborare foarte strânsă cu entitățile specifice, cu Clubul Sportiv Bandurii Târgu Jiu, cu liceul cu program sportiv din Târgu Jiu, cu clubul sportiv școlar, se poate crea o adevărată academie de sport pe diferite ramuri cu ceea ce avem noi în municipiul nostru. Și atunci, având toată această infrastructură și din punct de vedere uman și din punct de vedere material, putem să sperăm într-un timp relativ scurt că vom putea să vedem din nou în sala sporturilor echipe de seniori care să se bată pentru primele locuri în prima ligă. Putem să vedem pe stadionul municipal o echipă care să aducă din nou bucuria spectatorilor din municipiul Târgu Jiu, pentru că sportul rege rămâne în continuare fotbalul. Care ar fi formula de succes privind colaborarea dintre primărie și restul instituțiilor, astfel încât să se obțină rezultate notabile? Aș menționa aici o instituție extrem de importantă care, din nefericire, a fost ignorată foarte multă vreme de administrația publică locală. Este unul din dezideratele de la care am plecat și pentru care am intrat în această bătălie electorală. E vorba de Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Poate să sprijine enorm de mult dezvoltarea comunității, mai cu seamă că în Universitatea Constantin Brâncuș, în cadrul facultăților din această universitate, există studenți foarte capabili, există studenți care pot să vină cu acele idei inovative despre care tot vorbesc emisiune de emisiune și în toate întâlnirile mele cu cetățenii, idei inovative care să fie de fapt baza, dar în aceeași măsură și doza suficientă de dezvoltare corectă a municipiului Târgu Jiu. Pentru că ei, fiind tineri, fiind mare parte din ei de aici, localnici, știu cam cum și-ar dori să fie municipiul Târgu Jiu peste 20, peste 30 de ani. Știu cam cum ar vrea să arate orașul pentru copiilor și peste 30-40 de ani pentru nepoților. Ei sunt oamenii care pot emite sau elabora idei consistente de dezvoltare, iar alături de ei, evident, cadrele universitare care pot avea un aport extraordinar, deosebit, în ceea ce privește dezvoltarea municipiului nostru, pentru că sunt multe facultăți pe diferite domenii, fiecare din aceste domenii poate aduce acel plus de valoare de care are nevoie dezvoltarea municipiului. Acum că am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi, am să vă întreb unde vă vedeți pe 28 septembrie anul curent? Pe 28 septembrie cred că
voi fi deja fericit că am câștigat alegerile și îmi voi face deja un calendar clar al acțiunilor ce urmează să le desfășurăm din postura de primar și, bineînțeles, împreună cu colegii mei, cei care vor ocupa funcțiile de consilieri. Îmi doresc foarte mult ca toată experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului, toată buna mea intenție să fie translatată în practică și m-aș bucura foarte tare ca peste 4 ani de zile cetățenii să vadă schimbări radicale în Târgu Jiu, în sensul pozitiv, în sensul în care ei își doresc să se materializeze aceste lucruri. Domnule Ciprian Florescu, vă mulțumim pentru participare. Și eu vă Doamnelor, mulțumesc. Domnilor, toate cele bune! Siguranța în trafic este un element esențial într-un oraș modern. De aceea suntem hotărâți să consolidăm cele două pasarele din urbea noastră, cea de pe strada Unirii și cea de pe strada Ciocărlău. Avem nevoie de confort în orașul nostru. Târgu Jiu, un loc numit acasă. 1plus TV, punctul tău de informare. Sigur și echidistant. Creionează-ți traiectoria. 1plus TV, direcția ta spre excelență.